Deci, ai pornit foarte bine cu cifra unităților. Așa este corect. Din varianta asta ai găsit pe ce? Unic ce? De ce nu ai mers mai mult? 2 ori cât se facă 6? 2 ori cât? Ori 3. Deci ce e egal cu 3. Și mai am o altă variantă? 2 ori cât se facă 6? Nu am. Deci, ținând cont de divizorii cu 6 și că ceul e cifră, 2 ori 3, 6. Deci, ceul este unic determinat. Ce egal cu cât am găsit? Ceul este egal cu 3, parcă am găsit. Da. Ce unic determinat. Ce egal cu 3. După ce le-ai găsit pe cifre foarte tare, te-ai dus după cifra 10-lor. Da. Aici este momentul foarte important la cifra 10-lor, când adunăm și sesizăm că 6 plus 2b egal cu cifra, egal cu 0. E un număr multiplu de 10. Adică să fie 10 sau 20. 30 n-ar să fie posibil. Am văzut de ce? Depășește posibil. Și atunci, aici în momentul când b-ul este 2 odată și b-ul egal cu 7. Și avem două probleme acum de rezolvat. Problema când b-ul este 2 și problema când b-ul este 6. Pentru b egal cu 2 am analizat și mi-a dat a-ul 1. Și în momentul ăla când o 10 se duce la cifra sutelor, 1 acela se duce la cifra sutelor, avem grijă să-l adunăm. Ăsta e momentul frumos al lui. Pentru mine, credeți-mă, cel mai tare moment este acesta în care adun pe 1, fără să am acest lucru pus la punct, fără să gândesc așa, aș fi ratat exercițiul. Deci adunăm pe 1, că așa se întâmplă la adunarea care se face nu la când de la cifra unităților dă peste 10, 1 acela, 10 aceea sunt și la 10, la cifra 10-lor, da? E proporția 10-lor. Când dă peste, la cifra 10-lor dă peste 1, aceea duce la cifra 100-lor. E bine, așa se întâmplă așa. Și așa, același lucru îl țin minte și țin cont de asta când adun pe 2 în varianta 2. Astea sunt cele două variante, da? Bine, dragilor. Haideți să mergem mai la departe. M-ați pregătit deja un exercițiu, nu? Cine mai are un exercițiu pregătit? De la adunare, de la scădere? Nu, am ajutor. Da, la scădere. Adică o aici? Eu nu, la bine, astea... Bine, zi, la împărțire, la împărțire facem? Da, la împărțire nu am făcut. Acum, factor comun? Da, ăsta. Am făcut. Tot, da. tot. Dați-mi de acolo un exercițiu care mi se pare mai interesant. De la factorul comun? Da, de la factorul comun, să zicem. Determinați numerele 23 de la pagina 35. Da. 23. De la pagina 35. 23. De la pagina 35. Da. Determinați numerele naturale A, B, C, știind că... Numerele naturale A, B, C. Și C naturale. Da. Aparțin lui M. Da. Știind că A este mai mic decât B și mai mic decât C. A e mai mic decât B, mai mic decât C. Și că... Strict mai mic, da? Da, da. Și că 8 ori A... 8 înmulțit cu A. Plus 8 ori B, plus 8 ori C, este egal cu 72. Deci găsim pe A, B și C, adică, în ordinea asta, cel mai mic capul, știind că 8 înmulțit cu A, plus 8 înmulțit cu B, plus 8 înmulțit cu C, fac 72. Să ne dăm cu valorile A, B și C? Aș putea da valori. Nu e nicio problemă. Da. Suntem la factor comun. Să dăm factor comun pe 8. Păi asta e, mă. Așa, de ce nu am văzut? Păi factor comun, e comun și aici, și aici, și aici. Deci de aceea zicem 8 pe lângă. A, luați roșu, domnul. A plus B plus C, aia se putea dacă mai scriu. Da. A plus B C. Plus C. Egal cu 72. Egal cu 72. A plus B plus C egal cu 72, pe ziua... Mai decât egal cu? Cu 9. Deci aici rezultă că A plus B A plus B plus C egal cu 9. În loc să ne spună autorul că să găsim A, B și C
în ordinea asta, A mai mic decât B mai mic decât C, încât cu suma îi dau cu 9 ori, putea să fie așa drăguț cu banii. Spun așa, să-ți găsească alte C știind că A mai mic decât B, mai mic decât C, și că A plus B plus C este egal cu 9. În loc să fie drăguț așa, ne chinuie cu 8 ori A plus 8 ori B plus 8 ori C. Tocmai ăsta a fost motivul. Da? Și am redus problema la o chestiune altfel de sună, mult mai la îndemână. Și acum vă rog să mă ajutați. 126, poate fi? 126, dar nu A, B și C, mamă. Deci A, nu A, B, C, B, virgulă. Să găsim pe A, pe B și pe C. 1, 2 și 6. Deci o primă variantă ar fi A egal cu 1, B cu 2 și C cu 6. Într-adevăr, 1 e mai mic decât 2, mai mic decât 6. Da. Și că suma lor, 1 plus 2 plus 6 egal cu 9. O altă variantă, Miruna îmi spune. A egal cu 1, B egal cu 2. A egal cu 1, B egal cu 3. Foarte bine gândești. Fii atent ce fin analizează. Păstrează pe A egal cu 1. Îmi place jocul ăsta. Deci A le lăsat 1 și translezi pe B. Îl duci pe unitate. B egal cu 3. Și ce o adică trebuie să fie? Punem 7, nu iese. Și 5. Și 5, sigur că da. Că dacă l-ai mărit pe C, pe B, ce o scade, da? 5. Și atât. Deci ar veni 1 mai mic decât 3, mai mic decât 5 și 1 plus 3 plus 5 dă 9. O altă variantă, Anca? Știu. Anca. Am putea să schimbăm între ei. Nu va voie să schimb între ei, că da, ordinea... Da? A mai mic decât B, mai mic decât C. Aici vreau să fii atent, Anca. E o chestie finuță. Nu mai trebuie să spunem cu de ce nu? Ar fi de 4 și n-avem și stai. Deci Miruna spune așa, dacă ia tot pe A egal cu 1. B egal cu 4. Și B-ul îl mișcă 4. Și ce ia tot 4. Și atunci ce trebuie să fie 4 și nu este adevărată? Deci cu varianta A egal cu 1 s-o terminat. Acum 2. A egal cu 2. Asta, 2. Așa, A egal cu 2. B egal cu 3. Și C egal cu 4. C egal cu 4. A egal cu 2. B egal cu 3. B 4. Și este adevărată? Suma. Deci, 2 cu 3, 5 cu 4, 9. Da. 2 mai mic decât 3, mai mic decât 4. Da, bun. Adevărat. Și mai este următoarea nu mai e, pentru că ar fi 2, 4, 3. Deci, cu 2, ar fi tot cu 2, da. A egal cu 2, da. B ar trebui să fie obligatoriu ca să se repete 4. Și ce egal cu 3 mai mic. Și ce egal cu 3 și ar fi mai mic. Da. Da? Și acum... asta nu-i bun, că trebuie A mai mic decât B mai mic decât C. Apoi cu 3. Deci A egal cu 3. 4. B egal cu 4. Ar fi 7, nu, iarăși cu 4. Și C-ul cât să fie? 2. C-ul 2, nici mai să mulțumesc. Și nu mai continuăm. Și nu mai trebuie. Foarte tare, mișturi. Din nou mi-a plăcut. Vreau să vedeți, să reușiți să vă entuziasmați și voi. Corect. Să trăiți exercițiul așa, în sine. Pentru că aici, autorul a vrut să vadă ce înseamnă factor comun și pe urmă, copii, vă invit să începem să stăm pe picioarele noastre. După care, el a spus așa, suntem în stare să bată tripletul ABC, A mai mic decât B, mai mic decât C, până 9? Care sunt variantele? Păi, 1, 2, 6. Tot cu 1, aici este frumos, este gris. Tot cu 1, 3, 5. Că am crescut pe B față de 1. Și dacă mai păstrezi tot pe 1, dai pe B egal cu C egal cu 4. Nu se mai poate. Atunci simt nevoia să miști pe A, să luci o treaptă, și A o să face cât? 2, B-ul 3, C-ul 4. Și când
simți să mai analizezi cum ai egal cu 2, B-ul 4 și C-ul 3 nu se mai face în pică și cealaltă pică. În concluzie, aici ne oprim. Sunt câte? 3. Soluții. 1, 2, 3. Da? Anca, aici a fost chestia de dichis. Da. Scoaterea factor comun, după care, care e tripletul A mai mic decât B mai mică? Care sunt tripletele? A mai mic decât B mai mic decât C. Ce să se întâmple chestia asta? Mergem mai departe. Aș vrea să vă mai dau un exercițiu tot aici. Cu tot dragul. Arătați că AB bara 24 de la pagina 35. AB bara. Deci arătăm că AB barat. Plus BC barat. Plus BC barat. Plus CA barat. A. B barat. Nu mai mai ajută deloc. Mici roșu. Mici roșu nimic. Ăla va fi o idată așa să mă. Trebuie să aducem neapărat carioci. Nici da. Micru, nici nimic. Nu, asta nu-i bine. Deci, le-am dat de toate. Mai am unul, după să mai am da? Unul. Da. Și mâine adus carioci. Îți la care vreau să iei mai din poate așa. Cum se face? Să nu vrea să ne atingi să scrieți colateralul, așa ceva. Așa? Colateralul? Deci A, B, barat, plus B, C, barat. Deci A, B, barat. Plus B, C, barat. Plus B, C, barat. Plus C, A, barat, egal cu? C, A, barat. Egal cu? A, C, barat. A, C, barat. Plus B, A, barat. B, A, barat. Plus C, B. Plus C, B, tot barat. Să arătăm egalitate. Deci, să arătăm egalitatea asta da. Indiferent de A, B și C. Ca cifre, da? Da. Nu știu eu, 12 plus 20 plus 30. Păi stai puțin. Nu, să ajungem acolo. Da? Păi zice că A, C, B, A, B. Păi cum îl scrie AB barat? Păi 10 A plus B. 10 A plus B. 10 ori A plus B. 10 A plus B. Așa scrie în rând, da? 10 A, 10 ori A plus B. Plus 10 B plus C plus 10 C plus A. Egal cu 10A 10C plus A, egal cu egal cu 10A 10A plus C plus 10B plus A plus 10C plus B echivalentul 11A plus 10A și cu un cu A de aici, 11A 11 ori A plus 11 B ori B plus 11 C 11 ori C egal cu 11 A 11 ori A plus 11 C plus 11 B înseamnă că A poate fi 2 dar nu scoate faptul comun să scoate faptul comun așa, deci vine 11 pe lângă 11 pe lângă A plus B plus C dar 11 pe lângă A adevărat. E o egalitate evidentă, da? Deci, e același lucru, adică ce înseamnă și așa. Și A poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, și trebuie să demonstrăm că era egal. Atâta aveam. Să arătăm că este egalitate. Deci, nu trebuie să mai facem nimic. Asta e egal cu asta. Să vede. Zice, să se demonstreze că e adevărată relația asta. Da? Să trecem un pic la ordinea efectuării operațiilor. Să facem și să facem un exercițiu. Da. Calculați. Ce exercițiu? Exercițiul 12. Da. De la pagina 38. 12 la 38. Și avem așa. Calculați. Exercițiul anul. Cum? Da, stau. Calculați. 119, a mic, ca să știți copii, da? Da. 119 plus 5 ori. 119 plus 5 ori. Acolo, 27 plus 3 ori, paranteză pătrată. 210 ori 202 minus. Cât 202? Da, minus. Minus 2 ori, paranteză rotundă. 57 da. Minus 2 ori 23 închideți paranteza rotundă minus 149
paranteza pătrată, ori 7. Ori 6? 7. 7. Și închidem acolo. Egal cu. Lucrăm aici. Da. Aici mă ajută Daria. Daria. Deci ea vorbește. Hai, vorbește Daria. Deci mai întâi se face paranteza pătrată. Rotundă. Rotundă. Da. 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 Deci egal cu. Vorbește Daria. Tu... 119 plus 5. Și lucrezi în timpul ăsta. Da. Plus, așa. Plus 5 înmulțit cu 27. Scrie 27 plus 3 ori paranteză pătrată. 210 ori 202 minus 2 ori. Lucrăm paranteza rotundă. Ia să vedem. 57. Ce facem întâi? 57 minus 2? Nu. Ce facem? Ca așa zici, 57 minus 2? Că avem înmulțirea, trebuie să facem înmulțirea. Deci din ordinea operației. Știm că facem întâi mulțirile, da? Și împărțirile. Deci aici trebuie să facem mulțirea. 23. Deci veni 57 minus 46. Minus 141. Ori 7. Și scriem și acolo, ca să scrii. Trebuie să scrii și tu, da. Egal, mai departe. Să zic unul din ei, că da, da, da. Adi, te rog să mă aduci tu. Unde sunteți așa la desfacerea paranteză? 119. Așa, 119 plus 5 înmulțit cu pătrată. Plus 3 ori. Dar noi, de paranteza acolo, da, se transformă în pătrată, eu așa știu. Așa, dar tu vrei neapărat să o faci, o facem neapărat. Deci, zicem dreapta aici, nu? Da, și acolo rotundă. Rotundă. Așa, și paranteza rotundă avem așa 210. Nu 210. Așa, 210 ori 202. Minus 2 ori. Și? 2 ori 11. Deci 2 ori 11, 22 de dată, nu? Da. 22 minus 149 rotundă. Așa, rotundă ori 7 închidem pătrată. Așa, egal cu. Așa, egal cu 119 plus 5 ori 27 plus 3 în paranteză pătrată. Da, 27 plus 3. Așa, și trebuie să calculăm 210 ori 202. 42.420. 42.420. 420 minus de la carte. Minus 149.7. Nu. 22 minus 149. Da. Așa. Da. Deodată noi știm acum, putem zice, face minus 100. Ar trebui să scădem de dreptate 22 și când scădem pe 49, dar acum știm, facem un pic mai mult. Facem minus 100, sunt minus cu minus la adunare. Minus 160, 171, nu? E bine? Minus 170. Deci 22 cu 149, da. Facem minus 179, cam doi sunt negativi, da? Închidem paranteza dreaptă. Nu, nu, dar mai avem... Asta rotundă, da? Ori 7. Și mai avem cu ori 7. Și acum pătrată și 119 plus 5 ori paranteză rotundă 27 plus 3 ori... Scădem din 1042 din 420 plus 171. Da, și de 42.249. 42.249. Da. Ori 7. Nu are rost să mai pun paranteza rotundă, că nu mai am mulțire. Da, ori 7. Și închide paranteza rotundă. Acum, asta sunt rotundă. Acum, o devine rotundă și egal mai departe cu... Egal cu 119 plus 5. 126.774. 27 este a rămas, da? Da. Plus? Nu, adică eu am calculat. Ai mulțit 27 pe 3 întâi? Nu, am făcut tot în afară 27.
împărțit acolo. 3 ori 4 ori 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Vreau să fie mulțirea asta făcută deodată. Deci 3 ori 7, 21, 42, 2000, 2000. Dar 887.000, 229. 887.000, 200? 29. 209, da? Nu, 229. Așa, am mulțit pe 3 cu 42.000, nu știu ce, și 49 cu 7, da? Și ne-a dat 887.000, așa, și egal mai departe. Am mulțit și cu 3 și cu 7? Da, da, da. Da, da. Am mulțit. Da. Că... Și egal cu 109, 113 plus 5 ori, și trebuie să calculăm. Am adunat acolo cu 27 și cu 87, 256. Cât? Deci 119 plus... Da. 5 ori. Da, 5 ori, 8, 8, 7, 2, 5, 6. 8, 8, 7, 2, 5, 6, 5, 6, da? Da. Și egal mai departe cu 119 plus, mulțim aici. Facem mulțirea asta, da. 4.436.280. 436.280. 4.436.399. Dragilor, acesta e greșit, am muncit la el ca să vedem ca rezultat. Pentru că s-a văzut ordinea operației. Și ce a avut autorul? Să vă probeze și la exactitate, la calcul. Și dacă știam... Și acum am să pun răspunsul, da? 4.436.399. Acesta este rezultatul. Să vedeți din aceste greșiți cum pot face eu foarte multe greșiți care pun una din necunoscute. V-am arătat acolo. Da. Deci, ia uitați ce fac acum. După ce am făcut calculul acesta, îndată, pe una din cifre, o înlocuiesc cu un X. Da? Daria, în clasa a treia, sunt foarte multe greșiți de acestea în care apare un X sau un A. Și cum? Care e șmecheria? Deci, autorul face un greșit de acesta, găsește calculul până la capăt și șterge un număr. Un număr de acolo și un X. Și zice calculația pix. Calculația pix. Iar x-ul ăsta pe trebuie să fie 27 bani. Când noi știm. Da. Da? Deci înlocuind într-un exercițiu în care ai făcut calcul concret, pe una din valori, de regulă cât mai în interior, ca să-ți vină cât mai greu să o găsești, compui astfel de exerciții foarte interesante. Asta e șmecheria. Deci propunătorii de exerciții au în minte o astfel de chestie. Concret, când îmi propune cineva să facă un exercițiu de acesta, cu necunoscută, eu încep așa să fac exercițiul ăsta. Acum vă arăt culisele. Cum se propune exercițiul, cum se gândește. Că și ei, la urmă, oameni sunt niște oameni propunători. Corect, autore. Autore de exerciții. Și zic așa, ia să zic, 25 minus 5, fac 20, da? Da. Într-o paranteză rotundă, împărțit la 5, mi-a rămas 4, da? 4 minus 2, 2, egal cu 2. Totul într-o paranteză dreaptă, să zic, da? Da. Totul într-o paranteză dreaptă, împărțit la 2, da. Dă 1, 1 plus 1 plus 7, 8, și totul de împărțit la 4, 2, așa, egal cu 2, minus 1, 1, egal cu 1, să zic, da? Așa și egal cu 1. Da. Așa este rezultatul, am calculat noi. Este corect. Uh-huh. Și acum, ca să compun un exercițiu cu X așa, zic 25 minus X. Vedeți? Uh-huh.
Eu știu de acum că pe ăsta l-am locuit cu X. Știu și rezultatul care trebuie să apară. 5. Împărțit la 5, minus 2, în paranteză dreaptă, împărțit la 2, plus 7, copii acum. Și acesta este unul din negreșițile pe care l-am compus în fața voastră. Acum, da? Și trebuie muncit și veți ajunge la X egal cu 5. Ați înțeles? Dacă mă interesează la X, pe ăsta mă scrieți cu 5. Deci un al doilea exercițiu va însemna așa. 25 minus 5 împărțit la X minus 2, da? Minus 2 împărțit la 2 plus 7 acolată împărțit la 4 minus 1 egal cu 1. Calculează pe X. Sau putem să le locuim pe la oriunde. Dar nu fac pe ăsta de aici. E prea simplu. Da. Eu trebuie să fac tot de aici. Ăsta și la sfârșit îl găsești foarte ușor. Deci eu îl pun cât mai în interior, că atunci e chestii mai frumos. Vă propun așa. Compuneți două exerciții. O, simplu. Temă. Compuneți două exerciții. Compuneți două exerciții. Din care să rezulte mai multe variante de ecuații. Din care să rezulte mai multe variante de ecuații. Că sunt niște ecuații acelea, când afli pe X-ul acela, da? Mai multe variante, înlocuind una din cifre cu X, ca să nu folosesc limbajul ăsta cu ecuații. Dar înlocuind una din cifre cu o necunoscută, modelul de mai sus. Uh-huh. Cum am compus-o aici, voi aveți... Puteți să facem și mai greu? Puteți să facem cât mai dificil. Deci dacă compuneți variante cele mai frumoase, le analizăm data viitoare. Uh-huh. Dar una din variante, uitați, am ieșit eu ăsta compus. Atunci eu stau de vorbă și vedeam. Dar putem să facem, de exemplu, să punem X, tu unde sunt două cifre de același fel. Într-un fel, acolo avem 5 ori 2, 5 împărțit la X plus, împărțit la 3, da. Și era, putem spune, minus X împărțit la X. Sigur că da, vrei să spun că s-a întâmplat să fie numai una ori din poziția ce o locuiești. Numai una. Deci nu XX peste tot, că atunci și complici cu două necunoscute ar veni și nu. Tu dintr-o anumită poziție pui X-ul acela, că se întâmplă să fie tot 5-ul, e altă poveste. Deci faci un exercițiu și faci una din cifre. Nu una din cifre. Nu peste tot unei 5 pui XX. Ai înțeles? Că atunci ele devine dificil. Nu vă încurajez să vă duceți pe culoarea asta, că vă complicați. E prea complicat. Așa. Altă exercițiu ne vedem. Cine mai profesor, Bucran, să trecem la putere sau mai lucrăm exercițiile la putere? Hai să trecem la putere. Da? Tot prin aplicație, partea teoretică o găsiți voi acolo. Ce cu Mirina, aveți ceva de întrebat? Nu. Trebuie să mă fiți la putere. Și ne aducem aminte, ați recapitulat un pic la putere? Da. Partea teoretică? Da. Mirina? Hai să ne vedem împreună. Hai să vedem, Mirina. Ne amintim acum, te rog pe tine, să ne amintim și vorbim împreună. Deci proprietățile care ne interesează. Proprietăți. Da? De la putere. 1. A la 0 este egal cu? Hai copii! 1. Da? A la puterea 0 este 1. Da? Cu A diferit de 0. Uh-huh. Trebuie să facem mențiunea asta. A la puterea 1? 2. A la puterea 3 a. A la 1 este A, sigur că da, dar nu asta era problema la care am gândit, ci A la N, ori A la N. A la N, ori A la M, egal A la N plus M. Așa, A la N plus M. Corect. Atenție copii, dacă vreodată aveți pe A la 7, el îl pot scrie ca fiind A la 3-a ori A la 4-a
Pot să descompun așa. Ca și cum am scris, scris pe 7 ca 3 plus 4, da? Pot să mă spun pe A la a doua, ori A la a cincea. Da? Din faptul că mai multe posibilități de descompunere, da? Ca și cum am pe 7, îl scris ca 3 plus 4, 2 plus 5, 1 plus 6 și așa mai departe. Dacă am nevoie, pot să gândesc așa, da? A treia proprietate. A la n. Împărțit. Împărțit la a la n. Egal cu a la n minus m. A la n minus m. Deci așa sunt fapt două puteri care au aceeași bază. Am fost eu, n-am fost de acord. Da. Deci două puteri care au aceeași bază se împart așa. A la n minus m. Ca să înțelegi și mai bine. Uite, a la a cincea. Împărțit la a la a treia. Poate fi văzut de noi așa, Mirona, ca sub formă de fracție, să zicem. A ori A ori A ori A. De 5 ori. De 5 ori. Supra de al de A de câte ori. Când împărțirea înseamnă de fracție. A ori A ori A. Și odată A cu A, A cu A, A cu A. Și rămâne A la a doua. De asta se întâmplă așa. Deci de asta se întâmplă chestia asta. Deci A la a cincea împărțit la a la a treia fac A la a doua. Din motivul ăsta, da? 4. A la n, totul la plerea m. A la n, totul la m. Egal cu A la n ori m. A la n ori m. Se copie baza, se mulțesc spărți. Da. Adică, ca să înțelegi așa, 2 la a treia, totul la a. Înseamnă, după cum spune asta? 2 ori 3 ori 4. 2 la 3. De ce spune asta? Zice, să scriu pe ăsta, 2 la 3. De câte ori să scriu? De 4 ori. Deci 2 la 3. Ori 2 la 3. Ori 2 la 3. Ori 2 la 3. Și dă 2 la 12. Faci 2 la 3 plus 3 plus 3 plus 12. 12. Dar 12 ăsta este 2 la 3 ori 4. Și acum am descoperit că așa este, că e corectă povestea asta. Deci, Miruna, deci ăsta e exponentul 4. Îmi spune că pe 2 la 3 se scrie de câte ori? De 4 ori. Și am făcut-o. Și la mulțire, acum am pus să mulțești. S-a adună exponenții. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 4 ori. Face 12. Și 12 înseamnă 3 ori 4. De ce se mulțește? Se mulțește exponenții, da? Facem A ori B, totul la N. 5. A ori B, totul la puterea N, înseamnă A la N. A la N ori B la N. A la N ori B la N. Deci, un produs la o putere, la acea putere, ambii, și al doilea. Dacă sunt trei, și al treilea, dacă sunt patru, și mai mari, da? Deci toți. Dar aici fac o observație. E o mare greșeală să spunem că A minus B, A minus B sau plus B, totul la N ar fi egal, Doamne ferește să scrim așa vădată, cu A la N plus sau minus B la N. Să nu faceți așa ceva copii, e grav. De nota 2 este asta. Mai la mulțire. Nu v-ați gândit? Ba da, am văzut eu multe situații, nu la voi, că voi nu faceți greșeala asta, dar la alți copii am văzut greșeala asta. Bun, zice așa, 5 minus 3, totul la a doua mare, ar face 5 la a doua. Dar poate îți faci scădere, eu așa știu. Azi facem paranteza și după aceea. Facem paranteza și rezultatul e cam la a doua. Că 5 minus 3 face 2, la a doua face 4, iar aici, dacă am face calculul, 55 minus 9, 16. Se dă cu toată greșită. 4 egal cu 16, ce prostie. De 4 în 4. Da? În concluzie, în concluzie, nu facem greșeala asta. Am insistat pe treaba asta ca să nu se repete. Și mai avem A împărțit la B, A supra B, totul la N. Am și aplicat-o astăzi, face A la N, ori supra B la N, da? Adică și numărătorul și numitorul la cea mai putea. Deci, observând, dragilor, că în clipa în care...
În clipa în care avem cunoscute aceste proprietăți, le înțelegem, dar le înțelegem de unde vin, de ce așa, atunci nu avem voie să greșim. Nu avem voie să greșim. Insist pe treaba asta, pentru că de aici începem tot lucrul, dacă știm proprietățile. Și acum, câteva exerciții am vrea? Facem niște exerciții sau nu dăm și despre ultima cifră? Exerciții. Așteaptă, de exemplu. Păi tot aici, la da. Exerciții. Exerciții. Câteva la început și ne gândim și la ultima cifră, acolo, că sunt foarte frumoasă și aici. Hai să facem, te rog. Determinat numărul natural X, exercițiul 17, de la pagina 45. 17 de la 45. 45. Care sună așa? Care sună așa? 5 la 12. 5 la puterea. Împărțit la 5 la 10. Simplu. Minus 4 la puterea 18. Împărțit la 4 la puterea 16. 4 la 18. 18. Împărțit la 4 la puterea 16. Tot o paranteză rotundă, domn profesor. Da. Împărțit la 3 la puterea a doua, egal cu X. Să determinăm pe X. Egal cu? X. X. Da. Adică să găsim rezultatul acesta. Da. Să vă gândești pe Anca, băiați ăștia pe tine. Da. Mă bucur că sunteți atenți. Te rog, Anca, să văd. 5 la 12 minus 10. Adică deodată să-mi spui 5 la 2. 5 la 2, corect. Minus. Minus 4 la 2. 4 la 2. Totul. Cu totul într-o paranteză, împărțit la 3 la 2. E calcul, lucrăm. Și avem la X, să avem la X. Că tot un profesor. Ce ai să faci aici, Anca? Cât este X-ul? 1. X-ul? Nu ai ajuns? X-ul e la 1, da. Te rog, ajută-mă toată. 5 la 2, minus 4 la 2, când ai face 5 minus 4, totul la 2, da? Da. Și 5 minus 4, totul la 2. Așa, sunteți de acord să scrie, da? Și mă și ajutați, văd că mi-aș scrie, dar sunteți de acord cu asta? Nu! Aaaa, ce mi-ați făcut! Eu m-am lăsat prin până la voastră. I-a zis 5 minus 4, totul la 2. Adică, da? De unde, frate, că trebuie acolo la 5 la 2 să zici direct 25? Sigur că da. Tocmai m-am atenționat mai devreme că nu se face greșeala asta. Deci 25. Zi-mi la 25 minus. 25 minus 16. Da. Împărțirea 9 e doar într-o paranteză? Da, 25 minus 16. La revedere. Cred că cerul umed, cred că v-am curtut, domnul profesor. Oare? Da. El rămâne umed? Da, și consumul carioca. Atunci trebuie să găsim soluție. Da. Luăm uscat. Să zicem, luăm uscat și să vedem așa. Da, a trecut tot umed, dar tot umed. Nu? Tot umed, da. Uscat? Deci nu-mi dau seama. Da. Deci, 25. Deci, facem că 25. 25 minus 16, împărțit la 9, egal cu 1. Și atunci, X egal cu 1. Uitați, aveați ce vedeți ca și în urmă noastră. Mie, dar nici nu mi-e de părere. Așa. Din păcate, am intrat în unui mort. Am dat un vor că nu se vede de la umeri, vedeți de la umeri, face așa. Vedem careoca dacă cărba va. Hai, careoca, te rog! Așa. Să vedem. De 25 minus 16. Egal cu... Împărțit la 9, la următoarea parteză, împărțit la 9. Da. Egal cu X și atunci egal cu 1. X egal cu 1. 25 minus 69, 9, împărțit la 9, 1, X egal cu 1. Deci egal cu 1, da? Și egal cu X. Deci da. X egal cu 1. Aici sunt proprietățile. Și încă alte chestii, te rog. Da. Ia să vedem, să dăm de la stele mai multe puțin, domnul. Da, da, da. La 3. Da. Exercițiul numărul... Nu
26 de la pagina 46. 26 de la 46. 26 avem, de la 46. 3 la puterea x plus 3. 3 la x plus 3. Da. Ori 4 la x plus 1. 4 la x plus 1. Minus. 5 ori 3 la puterea x. 3 la 5 ori. Ori 3 la puterea x. Mai 3 la x. Ori 4 la puterea x. Egal cu 1236, să calculăm pe x. 1236, da? Te rog, Verona. 3x ori 3 la x? 3 la x ori 3 la x. Domnul profesor, am zis. Nu-i bine așa cum zice 3 la x ori 3 la x? Da, da. Da? E ora. Ia, vede că e adunare și se întreabă de unde provine adunarea. De la mulțirea două puteri, da? Deci apare 3 la x, care o să vorbește tot 3 la x. 3 la x. Ori 3 la 3, da? Ori, Anța, te rog. Adi? 4. Hai, repede. Ori 4 la x plus... nu. Ori 4 la x. Ori... 4 la 3. Ori 4 la 3. Minus 5 ori 3 la x ori 4 la x. Egal cu 1236. Adi, te rog. Așa. Vedem că 3 și cu 3 se repetă și între ele e mijloc de să le simplificăm. Care 3 și cu 3 se repetă? 3x de lor. Cum se simplifică? În faptul comun. 3 la x ori 4 la x. 4 la x pe lângă. Cât face 3 la x ori 4 la x? 12 x. 12 la x. Fiindcă amândoi au exponentul x, se mulțim bazele. Da? Deci vine 12 la x ori... Ori se partează rotund de 3 la 3a ori 4 minus 5. Aaa, tu vrei deodată să scoate pe 12 la x ori 4, da? Da. Pe lângă. Din primul factor mi-a rămas 3 la 3 ori 4 la 1a. 3 la 3a ori 4. Minus, din al doilea rămas 5, este egal cu 1236. Și avem 12 la puterea x. 12 la x. Ori 103, că 3 la 3 ori 4 dă 108, minus 5 dă... 3 la 3 a 27. Da, 4, 4, 4 108. Minus 5, 103. 103. Egal cu 1236. 1236. Și aduce 1236 la 103. Deci, 12 la x de aici. 12 la x, da, 12. Egal cu 1236 împărțit la 103. Care e 12? Egal cu 12 la 1. De unde rezultă? X egal cu 1. X egal cu 1. Adi, unde ți-a plăcut la ieșit? Calția asta. Hanca, unde, unde a fost interesant? Mi-a răspuns acolo, că la 3x, cu 3x, 3 la x ori 4 la x se strânge ca 12 la x. Da. La fel, 3 la x ori 4 la x, 12 la x și factorul comun, 12 la x, găsit 12 la x ori 103, egal cu 1236, de unde scoatem pe 12 la x, ca fiind 12 la x. Și mare atenție, 3 la x nu-i tot una cu 3x. Adi, una este 3 ori x, adică 3x înseamnă x plus x plus x. Adi, plus x, da, de 3 ori. Și alta este 3 la x, care înseamnă 3 ori 3 ori 3 și așa mai departe ori 3. De câte ori mulțim? De x ori. Deci una este 3 ori x, alta este 3 la x. Facem distinții. Foarte important lucru trebuie. Înțeles asta, da? Că una este faptul că acolo exponentul ne indică de câte ori mulțim. Și am de ghișit o repede. Da. Zicem un pic teoria de la asta, calculăm o sumă dintre asta. Calculăm o sumă de la acest. Să se vedem la... Atenție, deci calculat 1 plus 2, exercițiu 30 de la pagina 46.
Deci se calculă. De la 46. 30 de la pagina 46. 30 de la pagina. Calculat. 1 plus 2. Deci calculăm suma, este egal cu 1 plus 2. Plus 2 la a doua. Plus 2 la a doua. Plus 2 la a treia. Plus, și așa mai departe, plus 2 la puterea 2011. Wow! Scapă în suma asta. Nu știm câți termeni sunt. Azi sunt 2012. Pentru că de la 1 până la 2011 sunt 2011. În loc de 1 poți să scrii 2 la 0. E de la 0, mie urmă, că e de la... Da. Nu vreau să scriem ca 2 la puterea 0. Așa, și acum de la 0 până la 2011, ai zis bine. Da. Dar am vrut să motivăm de ce așa stau lucrurile. Sunt 2012, da. Da, și dacă se grupăm mai invers, adică de la destăstător, ar fi 2011, 2 la puterea 2011 și 2 la puterea 10. Da, putem scrie și mai invers. Așa, 2011. Așa, bugau. Da. Dar nu da, ia să vedem. E chiar așa. Dacă ar fi adunat de 1 plus 2 plus 3, acela 0 plus 1 plus 2 plus 3, dar aici este e o sumă mai șmecheră. Sumă de puteri. Ia, haide să grupăm câte 2 vine din o idee. Deci, ia să... 2 la 0 plus 2 e 3. Da. După aceea, din următorii 2 factori, să-i dăm de 2 la 2. Ca faptul comun. Mama propune să 2 la 0 plus 2 să fie o echipă, da? O echipă, da. Deci 1 plus 2. 1 plus 2. Plus. Deci suma e egal cu 1 plus 2 plus. Din următorii 2 termeni dăm faptul cu un pe care copii? Pe 2 la 2. 2 la 2 pe lângă. Deci așa, gata. Pe lângă 1 plus. 1 plus 2. 2, opa! Începăm ceva deja. Plus. Gata! Mi-am ridicat plus, plus 2 la 4. 2 la 5. De la 2 la 5. Nu, 2 la 4 urmează, mi-e urmează. 2 la 4, pe lângă iară 1 plus 2. Ia să vedem, să fie bine priceput. Da. Deci ar fi după aceea mi-e urmează 2 la 4, 2 la 5. La 5. Păi e alt echipaj. Da. De cine te-ai bat urmă? Păi 2 la... Plus puncte, puncte. 2 la 4, pe lângă. Iară 1 plus 2, observăm. Da. Plus, și așa mai departe, înaintea lui 2 la 2011, este 2 la 2010. 10. Pe cui el îl dăm în faptul comun? Păi da. Întrebarea, oare sunt... Câți termeni zic că sunt? 2012, deci îți par. Număr par. Dacă era impar, îl lăsăm în afară. Lăsăm în afară. Dacă număr par. Deci sunt număr par, înseamnă că putem să-i grupăm și îi pipene pe toți. Ultimul va fi 2 la puterea 2010. 10, pe lângă 1 plus 2. Da. Pe lângă 1 plus 2. Aici să mai dăm un impuțit, domn profesor, să înțeleagă și Anca și toți privitori. Insist acum. Da. 2012, 11 a fost. Și în față e 2 la puterea 2010, da? Da. Ei bine, dragilor, noi am grupat 2 câte 2. 2 câte 2. Întrebarea... Sunt în număr par ca să avem șanse să cuplăm 2 câte 2 să vin și impar. Sau sunt în număr impar. Dacă s-ar fi terminat suma la 2012, am fi avut 2013 termeni. Așa. Da? Și ăsta ar fi rămas în afară. Ar fi fost nevoie să lăsăm afară cum am plecat cu grupajul. Dacă îl lăsăm pe acela, e o variantă. Altă variantă ar fi putut să-l lăsăm pe primul deoparte și să-l luăm mai din calcul, da. Alte grupaje de câte două. Însă, de data asta, noi avem baftă, că se întâmplă să avem un număr par. Și atunci 1 plus 2 așa. Egal cu 3 și e greșit la de devine așa, egal cu 3 pe lângă. Sau 1 plus 2 pe lângă. 1 plus 2 care înseamnă 3, 3 pe lângă. Suma asta e egal cu 3 pe lângă. Ce rămâne copii? De ce 1 aici? Pentru că data pentru pământ și mai e 1. 3 ori 1, nu? Da, 3 ori 1 fac 3. Nu rămân 0. Cu mare greșeală facem să zice că rămân 0 și rămân 1 cu 3 ori 1. Plus? Plus 2 la 2. 2 la 2. Dar nu putem spune că e de 4. Putem spune, de acum 2 la 4, așa ești, plus 2 la 4, deci nu mai poți spune. Plus 2 la 4. 2 la 2. 2 la 4.
Deci la 6-a cu siguranță va fi domn profesor. Sigur că dacă din 2 în 2 se simte nu, bine. Și așa mai departe, plus 2 la 2010. Bun, n-am rezolvat suma asta. Ia să ne mai gândim asta. Să luăm doar paranteza. 10. Să dăm 2 factori comuni? Ei, da, să luăm doar paranteza acum. Ce aș putea spune? Este ca și cum ar fi cerut cineva să se arate că se divide la 3. Atât am putut face. Am arătat că suma asta se divide la 3. Corect, am dat un factor comun. Dar am calculat. N-am calculat. Luăm paranteza. Luăm paranteza și dacă muncim acolo, iarăși simțim că nu putem să o calculăm. Uh-huh. Cert este că prin această manevră deșteaptă, putem să arătăm că e multiplu de 2 sau dacă am fi grupat din 3 în 3 și ne dă același lucru, putem să arătăm că e multiplu de cine atunci? 4 și cu 2, 6 și cu 1, 7. Dacă avem un multiplu de 3, că se prind pe toți, este o tehnică șmecheră aici când arătăm la divizibilitate, să se arate că se divide la... Deci, că am, pe 4, era și multiplu. Era un multiplu. La 4 merge. Că, 2012 în termen. Sunt 4 la 4. Ia să vedeți ce șmecherii suntem la capitolul ăsta. Ne facem la sumă dată. Dar mi se pare tare chestia pe care am plecat noi ca să putem arăta niște șmecherii. Deci, se poate arăta că se divide la... Cât e suma asta de 4? Ia să vedem. Păi avem 1 plus 2, 3 plus 2, plus 4, plus 8. Cât face? 15. Deci să se arate că suma asta se divide la 15. Într-o astfel de situație, aș fi zis, yes, egal cu... Facem câte grupări de câte 4. 2 la 0, plus 2 la 1, plus 2 la a 2, plus 2 la a 3, un echipaj, da? Plus 2 la a 4-a, plus 2 la a 5-a, plus 2 la a 6-a, plus 2 la a 7-a, alt echipaj, plus 2 la a 8-a, plus 2 la a 9-a, plus 2 la a 10-a, plus 2 la a 11-a, alt echipaj, și așa mai departe, plus puncte, puncte, adică, spune-mi ultimul echipaj. Plus 2 la 2. Hai să scrim de aici. Nu, 2 la 2010. 2 la puterea 2011. 2011. Plus 2 la 2010. Da, 2 la 2010. 2 la 2009. 2 la 2008. 2 la 9 și plus 2 la 2008. 2 la 2008. Iată ce deșteaptă ultimul echipaj. Și știu sigur că am prins, pentru că 2012 e multiplul de 4. Da. Și acum, legat mai departe cu 15 iese de aici. Da. Știm de ce, da? E fiecare grupaj. Da. Da. Plus, de aici dacă scoate un factor comun pe 2 la 4, iese tot 15. Ori, ce rămâne aici este exact paranteza asta, deci este 15. Plus 2 la 8 ani, iar ori 15. Și plus să mai departe puncte, puncte. Plus 2 la cât, copii? 2 la 2008, corect. Așa, 2 la puterea 2008. 2 la 2008. Ori 15. Și în clipa de față, faptul că scoatem pe 15 în factorul comun, totul este perfect și am arătat că se divide la 15. Ce tare! Da? Deci, asta este o șmecherie. Voi m-ați împins pe culoarul ăsta și am fost de acord să mă duc, dar n-am făcut suma. Să ne înțelegem. Nu putem să ne păcălim. De la întrebarea ce să scapeze suma, n-am răspuns. Așadar, sunt foarte multe exerciții, sume de acestea, în care se pune problema să se divide la 3, la 5, la 7, la știu ce, cum a fost mai devreme. Și demonstrăm așa. Și asta e șmecheria. Toată tehnica este în ceea ce am spus mai devreme. Acum,
Să ne facem registrul de acela și să vedem dacă ne ține în minte ceva. Oricum, eu acum spun că n-am nicio idee. Am toată speranța că tot la voi vine ideea. Suntem în fața camerei, se filmează și dacă nu putem face registrul ăsta, ne-a făcut de toată bafta. Dar nu ne-a lăsat. Învățați acum cum anume o să reacționăm. Deci învățați să fiți curajoși și în fața unor lucruri de care vă mai amintiți acum. Putem să dăm, să punem 2 la puterea 0 plus 2 la puterea 2011 și apoi 2 la puterea 0. Să dăm primul cu ultimul așa? Da. Miruna, eu fac chestia asta, dar ca la șac. Mutarea următoare, ce să mai poți face ceva? Știi că sunt 2012? Da. Dacă ar fi mulțiți, Miruna, atunci gruparea ta ar fi deșteaptă, că știu că se mulțesc două puteri ca lumea, copii în bază și în exponenții. Dar 2 la 0, Miruna, plus 2 la 2011, așa înghează după așa asta. N-ai ce-i face. Dacă ar fi fost înmulțit, atunci știu că avem exponenții. Proprietate. Dar ce faci acolo? Totuși, am spus, am avea varianta să închidem în camera, dar nu facem. Trebuie să ne descurcăm. Trebuie să ne fie o idee. Am atacul ies asta, da? Auzi, are și la Miruna așa în cap. Dacă aș mulți cu un 2. Ce s-a întâmplat? Mulțim și stânga și dreapta. Da. Și bine, 2 ies. 2 ies, egal cu Ari, egal cu 2. Cu 2 se mulțesc toți ăștia. Da. Deci vine 2 ori 2 la 0. Plus 2 ori 2 la 1, plus 2 ori 2 la 2, plus 2 ori 2 la 3, și pur și mai departe, plus 2 ori 2 la cât? 2010, plus 2 ori 2 la 2011. Echivalent cu 2 S egal cu cine spune cu cine este egal? 2 la 1. 2 la 1, foarte bine. Că 0 și 1. 2 la 1. Plus 2 la 2. Plus 2 la 2. Plus 2 la 3. Plus puncte, puncte, puncte. Plus 2 la 2. 2 la 3, 2 la 4. Plus și mai departe, plus puncte, puncte. Plus 2 la 3. 2012. Cine este în față aici? 2 la 3. 2011. 2000. Da? 2 la 2011. Da. Este în față aici, da? Da, da. Și mai tot dacă este în 2012. Nu? Tot 2000. Tot 2012. Da. Sunt tot 2012. De la 1 la 2012 și tot 2012. Da. Pentru că noi de la 0 până la 2011 am avut, dar sunt aceiași termeni. Și de la 1 la 2012. Deci sunt aceiași termeni. Ce sumă am avut noi de calculat? 2. Se fac 2 la 1. 2 la 3, 2 la 1. Deci am avut de calculat suma? Da. Care sumă?
Asta de aici. De el n-am sumat. Da, 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 3. Păi da, dar e aproape aceea, dar lipsește ceva. Ce lipsește aici? 1. 1 acela, 2 la 0. Că până aici, ia uitați-vă, până aici mai să fie suma de la început. Asta e suma, da. Până la 2000? Lipsește 1. Lipsește 1. Hai să adunăm 1 la ambii din membrii. Plus 1 și în stânga și în dreapta. Nu? Deci ar veni 3 ies plus 1. Nu 3 ies. 2 ies plus 1. Plus 1 ăsta, da? Deci bine, 2 s plus 1 este egal cu? Este egal cu suma. Cu 1 plus 2 plus 3, da. Adică e suma de la început. Plus 2 la 2012. Plus 2 la 2012. Deci să scădem acum o sumă. Sigur că da. Și din stânga și din dreapta scădem o sumă. Mirela, ce ne este clar aici? Hai să vedem. Am adunat pe 2-ul ăsta, care înseamnă 2 la 0, 1, și în stânga și în dreapta. Adică? Și atunci am aranjat suma ies de la început. Deci vine 2 ies plus 1 egal cu ies plus 2 la 2012. Scădem un ies acum, minus un ies. La 7. Da, minus 1. Uitați-vă, și ies plus 1, egal cu 2 la 2012. Și vine că ies plus 1, că 2 ies căzut un ies, vine ies plus 1, egal cu 2 la puterea 2012. Și atunci ies egal cu? Dacă 2 ies egal, egal cu 2 la puterea 2012. Minus 1. Și atâta la școală. Și atâta. 2012. Mi-am făcut din astea, dar trebuie să... Sigur, da, am mai făcut din astea. Sigur. Dar noi am făcut clasa a 5-a. Da. S-a făcut clasa a 5-a. Da. Deci de, aceea, deci de aceea e foarte important să ne apucăm, să lucrăm. Pentru că, dragilor, din păcate, da? Din păcate, toată povestea înseamnă așa. Antrenamentul, repetiția, deci nu degeaba cei care fac un sport, fac antrenament zilnic. Antrenamentul înseamnă repetiția unor mișcări dinainte știute. Așadar, acum ne oprim aici, rămânem pentru data viitoare operații cu, la putere. Da. Avem capitolul tot cu putere. Până la ecuații, repetați tot. Tot trebuie să facem. Și din ziua acolo. Haide să facem un patron de acolo. Voi lucrați de acolo, la 203 stele, și ce nu știți să faceți, vedeți, fiecare va avea câteva ieșiți. Până asta n-am tot să fac. M-am dus până aici. Sau până la ecuații, cu pica asta. Până la ecuații. Da, 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 da. Hai, teoria și muncim un pic. Muncim un pic. Miruna, știți ce și cu Adi și cu Anca. Trebuie să înțelegem că trebuie să ne încălzim. Suntem în etapa de început, când, făcând la început, intrăm în mână, ne intrăm în mână și o să vedeți că simțiți bine. Ca da? Să știi de ce? Că mai avem cu carte. Sigur că da. Sunt două manuale de făcut aici. La 5-a. Trebuie să lucrăm mai mult ca să ați văzut cine de la pagina 46. Eu la de la două carte nu cred că o mai am. Nu o găsim. O să găsim. Ne oprim aici. La revedere. Deci la apicultură. La apicultură.